Păi mă uit, de exemplu, la legea offshore, care tocmai a fost aprobată acum câteva zile. Noi, la guvern, împreună cu Consiliul de Programare Economică, unde avem profesori universitari, unde avem academicieni, domnul Coșa, domnul Aurelian, academician, domnul Cristian Socol, profesorul de la universitar de la ASE, oameni extrem de valoroși. Și am făcut mai multe analize și cu CPE-ul și cu alți specialiști în energie. Știți cât reprezintă modificarea aceea între Senat și Parlament ca și valoare? Peste 6 miliarde de dolari. Deci câteva articole schimbate aduc României peste 6 miliarde de dolari. Păi omul ăsta este om bun sau rău? Să-l ținem sau să aruncăm cu pietre? Vă referiți la Liviu Dragnea? Eu zic că da. Păi stați puțin, la Senat nu este tot majoritatea PSD? Nu cumva tot majoritatea PSD a luat decizia și la Senat? Să știți că câteodată oamenii contează foarte mult. Și în momentul în care eu nu cred că s-a făcut o analiză extrem de serioasă la Senat, cum s-a făcut la Camera Deputaților. Nu am participat la toată analiza, am participat la câteva întâlniri, dar felicitări oamenilor pe care îi avem în ANRM, la Comisia de la Camera Deputaților și, bineînțeles, felicitări pentru Biroul Permanent și pentru Președintele Camerei Deputaților. În momentul în care tu aduci unui stat 6 miliarde de dolari în plus, doar prin câteva articole de lege și explici oamenilor corect care este interesul și al tău și al firmelor. Cred că vom vedea cum este evoluează această lege în condițiile în care ea va fi contestată sau în condițiile în care trenează. Păi contestată deocamdată este legea privind Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții. Ajunge care și ajunge și la ea. Dar această lege, în condițiile în care trenează, există varianta unei ordonanțe de urgență? Nu. În ordonanță de urgență se analizează și știu de la specialiștii din energie care lucrează la cabinetul doamnei prim-ministru, se lucrează la câteva aspecte care au fost scăpate în lege, dar nu, care nu țin de calculul financiar. Deci, câteva clarificări, dar ceea ce a rămas scris rămâne scris și se va aplica, domnul Gâdea.